Sperăm că imaginea se ține clară. Bun, revin cu demontarea bateriei de pe P8 Energy. Încă nu mai avem nevoie de... Deci, aici avem șurubele cu cap în cruce. Avem așa, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 șurubele pe baterie, mai este încă o placă deasupra bateriei, care are 3 șurubele. Ne montăm și pe aceasta. Vedem care dimensiunea șurubelor să fie... Dacă este aceeași, trecem că... Nu se mai potrivesc după aceea. Iată, șurubele de pe placa de aici, de pe mijloc, deasupra bateriei este sunt mai lungi, da? Să ținem cont de acest aspect. Cele de pe baterie sunt subțiri. Subțiri sunt mai micuți. Au aceeași dimensiune. Mai este un punct de aici jos, deci avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și încă o placă care are încă 3 șurubele, la rândul lor țin bateria, deci sunt 10 șurubele pe care trebuie să le desfacem pentru început, în demontarea bateriei. Pare că și șurubelul de jos este la fel de lung ca și cel de pe placa de bază. Să facem bateria. Okay. Deci asta la rândul ei are banda de desubt, deci sunt două celule de 3000 mAh. Așa, o să desfacem bateria de pe placă.